întreba metaforic dacă mai este nevoie de încă o conferință, de încă o expunere, când la îndemâna noastră, online în mod special, există atâta informație. E ca și cum am întreba, în ciuda faptului că în orașul ăsta există atâta mâncare, dacă trebuie să mai existe mâncare și în casa noastră și să mâncăm de 3 ori pe zi. În noi există 2 oameni, unul material, fizic, vizibil, pe care îl hrănim de vreo 2, 3, 4 ori pe zi, îl îmbuibăm cu tot felul de bunătățuri și în interior există un om în Hristos, un om spiritual, duhovnicesc, care și el trebuie hrănit. Acești 2 oameni, vizibil și invizibil, sunt într-un antagonism continuu și întotdeauna va învinge cel care este hrănit mai bine și mai mult și va pierde cel care este mai înfometat. Dacă ne vom hrăni trupul mai bine, trupul înseamnă fire pământească, carne, și vom ține mai înfometat omul din lăuntru, atunci trupul va avea superioritate, autoritate, îl va domina pe omul din interior și ori de câte ori ne propunem să facem lucruri sfinte, nu vom reuși, vom fi niște oameni firești, deși undeva în mintea noastră ne dorim neprihănirea, dar nu avem nicio șansă să stăm în ea, pentru faptul că omul din interior este fără resurse. Am intenția să citesc despre Avraam, fiind în vârstă, un om care a trecut prin multe în viață, își dă seama că fiul lui urmează să se căsătorească și potrivit filozofiei de viața timpului aceluia, a trimis pe cineva în vârstă să-i aducă o soție pentru el. Avraam precizează câteva condiții ale misiunii lui Eliezer, bătrânul care urma să se ducă undeva departe, de unde venise Avraam, și îi spune: nu cumva să duci pe fiul meu acolo, asta este exclus. Trebuie neapărat să aduci fata aici, să fie o fată din neamul nostru. Știți bine, bătrânul se duce și își dă seama că ajunge într-o zonă unde nu cunoaște pe nimeni și foarte greu să alegi o fată dacă nu le cunoști pe fete. Și atunci el se roagă. Vă aduceți aminte că pune un semn și astăzi pun oamenii semne. Dar semnele pe care pun uneori sunt jenante. Unii pun un semn: Doamne, dacă îmi sună telefonul în următoarele 15 minute, înseamnă că e de la tine să... Nu știu ce să fac cu microfonul ăsta. Ok, hai să-l îndepărtăm. Acum l-am îndepărtat și se pare că e un pic mai bine. Nu știu cum se vede așa stând departe, dar e bine că se aude. Neglijăm cum se vede. Și omul acesta pune un semn. Vă mai aduceți aminte care a fost semnul? Nu-mi spuneți ce scrie în Scriptură. Asta e partea biblică. Spuneți-mi cum se înțelege din Scriptură. Asta e partea teologică. Biblic este ce-i scris aici negru pe alb. Teologic este cum se interpretează ce este scris aici. Eu vreau să-mi spuneți teologic, adică înțelesul la ce este scris. Care a fost semnul? Caracterul fetei. Spune așa: dacă va fi suficient de politicoasă să bage în seamă un bătrân străin pe care nu l-a văzut niciodată, dacă va fi suficient de harnică să scoată apă pentru niște animale, dacă va fi suficient de bună la suflet să-și piardă vremea cu un bătrân, dacă va fi suficient de înțeleaptă să-și dea seama că nu doar bătrânului e sete și ele, le e sete și la cămile. Observa semnul, caracterul fetei. Nu puneți semne cu telefoanele. Căsătoria nu are legătură cu telefonul. Nu puneți nici semne din astea care țin de nimereală. Puneți un semn care vizează caracterul persoanei cu care vă căsătoriți, pentru că dacă ceva contează la persoana cu care vă propune să vă împărtășiți restul vieții, pe locul 1 până la 100, un singur lucru este necesar: caracterul persoanei cu care vă căsătoriți. Pentru că în caracter înseamnă calitatea cu care iubește,
cu care iartă, cu care vorbește frumos, cu care nu amplifică conflictul punând gaz pe foc și așa mai departe. Pasajul acesta, îl știți, este în Geneza 24. Nu-l mai citesc, l-am parafrazat. Aveam intenția să citesc, cred că vreo 27 de versete. Însă, cu toții îl știți, veniți mai des, mai rar la biserică și sunt sigur că aveți în minte ideea de bază. Probabil că ar fi trebuit să spun în introducere și faptul că sunt foarte bucuros să fiu alături de voi, de dumneavoastră, în dimineața asta. Eu am crescut fără părinți, pentru că atunci când eram mic, bebelaș, 6 luni de viață, părinții mei au divorțat. M-am născut în Giurgiu, sub București, un oraș pe malul Dunării, un oraș mai mic, sub o influență turcească, într-o zonă destul de diferită de Banat, de Ardeal în general. Și m-a crescut bunica mea, mama mamei mele, care a fost o bătrână oarbă, n-am avut frați și surori, n-am avut părinți. Am avut o copilărie lipsită de cele mai elementare lucruri, dar am avut o copilărie frumoasă și liniștită. Necazurile m-au împins să găsesc soluții la problemele pe care le aveam. Și acum îmi dau seama că a fost bine, deși atunci mi se părea că este rău. Am ajuns la vârsta asta, sunt căsătorit de 39 de ani, avem 3 copii, 7 nepoței și astăzi sunt aici cu voi, bucuros că pot să spun câte ceva din partea Domnului, care să conteze mai mult sau mai puțin pentru voi. Responsabilitatea mea e să spun, restul este treaba voastră. Încerc să fac lucruri cât știu eu și pot de bine, restul e problema voastră. Am introdus deja subiectul. Mai spun doar faptul că începând din adolescență, când se declanșează hormonii, sistemul endocrin în general, în legătură cu sexualitatea, atunci încep și problemele. Până la vârsta asta, nu are nicio importanță dacă te joci cu o fată sau cu un băiat, că e același lucru. Când hormonul acesta se trezește și apare, dintr-o dată fetele devin diferite de băieți și te simți atras de persoane de genul opus, îți trec prin minte gânduri și mai ales prin inimă simțăminte pe care nu le-ai încercat altădată, apar preocupări noi și asta se amplifică din ce în ce mai mult și nu trece niciodată până când pui mâinile pe piept. Gestionarea sexualității, iar sexualitate nu mă refer strict la relația intimă și la tot peisajul acesta, este o chestiune care domină viața oamenilor. Freud spunea, și ați învățat despre el la școală, părintele psihanalizei, el spunea că cel mai important organ sexual, și o să vă rog să-mi permiteți, deși mă feresc cât pot de mult să repet, să pronunț cuvinte ușor vulgare, dar trebuie să vorbim de lucrurile astea, că de aia ne-am întâlnit astăzi aici. Sigur că o facem cu decență, cu bun simț, dar dacă eu spun geam, voi nu puteți să înțelegeți ușă, de aceea trebuie să mă refer la geam cu singurul cuvânt care definește obiectul ăsta prin care intră lumina. Cel mai important organ sexual este creierul. De aceea marea noastră problemă nu este în altă parte decât acolo. Dacă adăugăm educație și frică de Domnul, lucrurile capătă contur. Dar vârsta asta a adolescenței, când se declanșează sexualitatea, până la urmă sistemul endocrin activează unul sau mai mulți hormoni care sunt potențiali acolo de când ne naștem și aceștia încep să activeze, să lucreze, folosind anumite substanțe chimice care sunt în creierul nostru. Așa se face că atunci când substanțele acestea se combină, au loc niște reacții chimice care ne predispune să facem lucruri pe care nu le facem de obicei. Mai spun doar, încercând să definesc termenii, pe care mai târziu nu o să-i mai definesc, îndrăgostirea nu este altceva decât o reacție hormonală. Noi avem un hormon pentru creștere,
și când ajungem pe la vârsta de plus minus 20 de ani, 21 de ani, hormonul acesta se dezactivează, că altfel ne-a ieșit capul prin tavana, am crește până cât un pom ne-am face de înalți. Dar hormonul acela are un automatism pus de Dumnezeu acolo și se dezactivează. Și creșterea noastră, indiferent că mai mărunți ca mine sau mai înalți ca voi, ne oprim acolo. E, hormonul acesta, el este invers, el se activează pe la 14 ani și ne predispune să ne îndrăgostim. De ce există hormonul acesta? Pentru ca să ne împingă în reproducere, adică în căsătorie. După ce noi ne căsătorim și se epuizează relația intimă, oamenii de știință spun, psihologia în general, că după câteva luni el începe să se dezactiveze, pentru că și-a făcut geabul, ne-a împins în căsătorie, în procesul reproducerii speciei umane. Și începe să se dezactiveze. El s-a activat încet, dar se va dezactiva și mai încet. Durează câteva luni, se duce până la un an, oamenii de știință spun că ipotetic poate merge până la 2 ani. E, numai imaginați-vă că îndrăgostirea nu este ceva ce noi inițiem. Este ceva ce pur și simplu se întâmplă și noi nu ne putem opri. De aceea când noi ne îndrăgostim, ne îndrăgostim la nimereală. Nu alegem persoana de care ne îndrăgostim. Și ăsta este unul dintre marile riscuri în viață. Dacă nu înțelegi mecanismul și nu îl gestionezi în spațiu în care e gestionabil, atunci riști să o dai în bară destul de rău sau poți nimeri prin mila Domnului bine. Este necesar, de-a dreptul necesar, să înțelegem că îndrăgostirea este un automatism hormonal și noi nu avem niciun rol în povestea asta decât că suntem implicați. Și dacă ne-am îndrăgostit, funcția cognitivă a rațiunii scade în intensitate și este acoperită și dominată de hormoni. Simți aici în stomac o senzație destul de frumoasă și urâtă în egală măsură. Îți pierzi controlul într-o oarecare măsură a vieții, neglijezi școala, responsabilitățile obișnuite, nu te mai asomnu, ori mănânci mult, ori nu mai mănânci deloc, pierzi din vedere responsabilități față de care altădată erai extrem de preocupat. Dacă părinții încearcă să-ți spună că nu-i potrivită sau potrivit, iei foc, ești în stare ca Romeo și Julieta să sacrifici ori pe cine, pentru că nu e nimic cognitiv, nu e nimic alegere personală, ci e pur și simplu un vârteș hormonal care te împinge. Dacă îmi permiteți expresia și vă rog să mă iertați, despre animale se spune a intrat în călduri. Adică odată pe an animalele se reproduc și pe toate animalele, de la cele mai mari până la cele mai mici, le apuc căldurile. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă, dar într-o manieră umană, mai organizată și mai decentă, de aceeași chestiune. Asta nu-i dragoste, asta e emoție, e acțiunea unui hormon. În sfârșit, am încheiat cu intenția de a defini termenii ăștia, sau termenul ăsta, și am să spun de ce este necesară căsătoria. Nu cred că e necesar să spun, dar eu totuși o să insist și o să spun și ce nu e necesar. E necesară căsătoria pentru că este creată de Dumnezeu ca un lucru necesar. Dumnezeu l-a văzut pe om, pe bărbat, în grădină, în persoana lui Adam, care avea tot ce trebuia și nu era satisfăcut. Noi ne căsătorim pentru că nu suntem satisfăcuți. Căsătoria e ceva ce satisface zona nesatisfăcută a existenței noastre. Putem să mergem la școală cât vrem, până la urmă tot ne vom căsători. Putem să ne cumpărăm lucruri materiale câte vrem, până la urmă tot ne vom căsători. Pentru că întotdeauna căsătoria este ceva ce rămâne neîmplinit și niciun bărbat din lumea asta nu va reuși să-și găsească liniștea cu adevărat până când nu se căsătorește. Deși căsătoria îl implică într-o grămadă de probleme și într-o grămadă de responsabilități care îi fac viața destul de dinamică. Apoi, căsătoria este necesară pentru că omul, bărbatul, Adam, a simțit că nu se identifică pe deplin nici cu girafa, nici cu maimuța, nici cu crocodilul, nici cu delfinul și câinele care-s mai, sau calul care-s mai cuminți.
De asemenea, căsătoria este un principiu pentru că e menționat în Biblie, timp în care celibatul este o excepție. Regula este căsătoria, excepția este celibatul. Adică, din punct de vedere biologic există o problemă sau din punct de vedere al chemării divine sau poate că nu-ți găsești pe nimeni să te căsătorești, nu e intenționat, ci este doar o circumstanță a vieții, rămâi necăsătorit. Pavel încurajează chestiunea asta spunând că îți creează multă disponibilitate pentru slujire, dar în generația noastră nu ne mai mănâncă râvna pentru prea multă slujire. Trebuie să fim sinceri, deși e jenant. Care dintre noi nu poate să doarmă de dragul evangelizării, a misiunii sau a creșterii bisericii? Avem noi alte preocupări personale care domină. Nu vreau să fiu prea îndrăzneț, dar îmi place totuși să fiu realist. Încă ceva, omul are nevoia intimității sexuale. De aceea Pavel spune, fiecare bărbat să aibă nevasta lui. Și spune, în perioada postului să existe abstinență sexuală, dar după aceea să aveți relație intimă și explică de ce, ca să nu vă ispitească diavolul. Imaginați-vă o persoană care nu se căsătorește toată viața, dacă e sănătos din punct de vedere fiziologic. Foarte complicat, că diavolul te ispitește un an, 2, 3, 5, 10, 40, 50 de ani, atâta timp cât ești activ sexual. Sau dacă ți se întâmplă ceva și îți moare soția sau e un divorț, sau mai ales dacă ai avut o bucată din viață în care ai fost căsătorit și s-a creat automatismul plăcerii, e după aceea foarte complicat să reziști fără. Toate lucrurile acestea sunt în spatele cortinei, dar sunt acolo și cei care trec prin drumul ăsta al vieții înțeleg dificultatea, ceilalți doar își imaginează. Apropo, într-o paranteză vreau să vă aduc aminte de faptul că cea mai profundă formă de înțelegere este experiența. Ce înțelege un bărbat să naști copii? Știți ce înțelege? Nimic. Nimic. Pentru că bărbații nu nasc, dar o fată când se căsătorește și naște, experiența nașterii primul copil o ajută să intre în dimensiunea asta în care pricepe totul. Funcția cognitivă pe care noi o educăm și învățăm este o cunoaștere destul de superficială. Cunoașterea prin experiență este profundă pentru că intri în papucii în care cu mintea nu poți intra. De asemenea, nevoia perpetuării speciei umane nu poate exista decât în urma unui act intim. Un singur copil s-a născut pe fața pământului fără să se culce mama cu tata. Și acela a fost Domnul Iisus. Știți care a fost motivul pentru care n-a avut o naștere normală, dacă îmi permite să folosesc expresia asta? Pentru că el trebuia să fie mântuitorul și, în general, orice copil care vine în lume vine sub incidența păcatului adamic, adică e păcătos. Mântuitorul nu putea să fie păcătos, pentru că dacă era păcătos, se descalifica să fie mântuitor. Vă puteți da seama cât de inteligent e Dumnezeu, încât a găsit o soluție să ocolească obligativitatea intrării sub păcatul adamic prin faptul că a făcut o minune, o domnișoară să facă un copil. Știu că e un miracol și că miracolele nu se explică. Tocmai de aceea Dumnezeu ne spune că prin credință putem pricepe lucrurile astea, nu prin logică. De aceea lăsați logica la o parte, că oricum nu pricepeți nimic. De fapt, nu pricepem, nu că nu pricepeți. Apoi, probabil că un alt motiv este excelența unității umane. Nu există nicio relație pe fața pământului mai profundă ca și relația de căsătorie. Aș putea să dezvolt subiectul ăsta un pic, pentru că eu am avut și o parte din viață în care nu am fost un creștin practicant. Spuneam că la 21 de ani, după ce m-am căsătorit cu Carmen, la aproximativ o jumătate de ani ne-am convertit amândoi. Mai sunt câteva argumente, probabil că unul dintre ele este faptul că căsătoria te disciplinează foarte mult.
cu excepția influenței divine, influența căsătoriei m-a schimbat cel mai mult. M-a disciplinat foarte mult, a dezvoltat răbdarea mea, pentru faptul că în prima parte a căsătoriei, neavând exemplu unui tată prezent în viața mea, mi-a fost greu să știu ce trebuie să facă un soț. Și acum nu mă refer la relația intimă și la lucrurile generale, ci la detalii. Când crești cu ochii pe tata, îl vezi unde greșește și prin comparație cu el tu îți fixezi un standard de a fi soț când te căsătorești. Eu n-am avut reperul ăsta niciodată. Și am făcut foarte multe greșeli în copilărie, în copilăria căsătoriei mele. În primii, să zic, 2-3-5 ani, am fost destul de ambițios, de bățos, de felul meu sunt mai dinamic, mai așa, o nuanță colerică, deși mai mult e predominant sangvinic. Mi-am dat seama că undeva în spate era frica de a nu fi condus de nevastă, e una dintre marile frici ale bărbaților, probabil că n-ar trebui să demasc acum chiar tot armamentul ascuns, dar în general bărbaților le este frică că soția să nu cumva să le ia pălăria. Și în felul ăsta ei acționează cu armamentul din dotare. În general, când un bărbat se supără, are doar două alternative. Se închide în el, el are un sertar cu nimic. Știți că structura psihică a unui bărbat este, dacă îmi permiteți o imagine, o comparație, imaginați-vă un dulap înalt care are multe sertare, cum avem un sertar pentru ciorapi, unul pentru tricouri și unul pentru nu mai știu ce. E, așa suntem noi în structura noastră psihică. Noi suntem pe sertare. Bărbatul gândește cu partea stângă a creierului, acolo unde sunt centrii de logică, de orientare în spațiu. Femeia gândește cu cei din dreapta și fiind distributivă are capacitatea să și relaționeze cu partea stângă. Noi nu putem gândi distributiv. Un bărbat poate face un singur lucru odată. Dacă citesc și soția mea vorbește lângă mine, nu aud. Femeile nu gândesc, acționează distributiv. Ele își pot împărți capacitatea cognitivă, o parte face mâncare, o parte vorbește la telefon, o parte aude copilul dacă plânge sau nu. Dar bărbații nu pot să facă asta. E și bine, e și rău. Dar în sfârșit, căsătoria, să știți că vă împinge într-o disciplină a vieții. Relația cu părinții e mai simplu. Plecați de acasă, aveți speranța că vă căsătoriți și o să scăpați. Dar când vă căsătoriți, nu mai aveți nicio speranță. În sensul că trebuie să faceți bine, trebuie să găsiți soluții pentru relația asta, că de asta nu mai scăpați. Și încercați cu plânsul, cu zmiorcăneala, cu autoritatea, cu, spuneam de bărbați, ei au sertarul cu familie. Au un sertar cu familie. Și când un bărbat nu poate deschide decât un singur sertar și ca să-l deschide pe altul trebuie să-l închidă pe la care era deja deschis. El deschide ori biserică, ori familie, ori hobby, ori job, carieră. Femeile au și ele un dulap, dar nu există niciun sertar decât o cutie fără neîmpărțită. Și acolo, aruncate și unele peste altele, există toate lucrurile. De aceea, pentru o femeie, ce s-a întâmplat acum 20 de ani e prezent. O să vedeți când vă căsătoriți, dacă cumva nu sunteți căsătoriți, băieților, că dacă odată o să aveți o problemă legată de microfon cu soția, ați avut una acum 20 de ani și se repetă acum peste 20 de ani, ea o să zică de microfon și o să spună așa, că așa ai făcut și acum 20 de ani. De ce spune ea așa? Pentru că în camera asta, în încăperi, în șifonierul ăsta care nu e împărțit în niciun fel, totul este o cutie, aici este acum 20 de ani și aici este în prezent. Ea e istorică pentru că are totul sub priviri de la început până acum. Bărbatul nu, în sertarele lui sunt foarte bine așezate. Încă un lucru pe care vreau să-l spun este faptul că tinerețea are oportunități, oportunități care nu rămân veșnice. Ele se pierd, se consumă și una dintre ele este alegerile.
Doar la vârsta asta vă puteți alege tovarășul de viață, doar la vârsta asta vă puteți alege școala, serviciu. După aceea nu vă prea mai puteți alege. De pildă, eu am plecat în America cu 19 ani, copiii erau sub vârsta să se căsătorească, dar peste clasa 8-a. Și când am ajuns acolo, ei au început să se căsătorească, s-au căsătorit, au copii. Dacă eu vreau să mă întorc în țară, ei nu se mai pot întoarce cu mine, copiii lor sunt americani. Ce șanse am eu să mă întorc în România? Nu prea mai mă pot întoarce, că dacă mă întorc trebuie să nu trăiesc cu ei. Și atunci cu cine o să trăiesc în afară de soția mea? Rămânem numai noi doi. Sigur că mă pot duce să-i vizitez, dar de câte ori pot eu merge în America să îmi văd copiii și nepoții? Iată dar cum sunt puțin constrâns acum, pentru că de mine sunt legate mai multe persoane. Când eram singurel ca un cuc, făceam ce vreau. Dacă plângeam, plângeam singur, dacă râdeam, râdeam singur. Acum când plâng, plâng 10 sau mai mulți. Alegerile sunt în general privilegiul tinereții. Marea problemă este că dacă faci alegeri greșite, restul vieții vei plăti rată la bancă, dar restul vieții, mai ales în legătură cu căsătoria. Eu cred, și nu știu prea mulți oameni să mă contrazică, adică toți adulții cred la fel, asta vreau să spun, că una dintre cele mai influente alegeri pe care un om le face în viață este alegerea căsătoriei. Nimic nu te poate ferici mai mult, dar nici nenoroci mai bine. Cred că e mai bine să nu te căsătorești decât să te căsătorești rău. Pentru că nu poți fi niciodată atât de nefericit dacă ești singur, pe cât de nefericit poți fi având lângă tine o zmeoaică sau un zmeu, o persoană cu care pur și simplu nu poți să te înțelegi sub nicio formă. Apoi, la tinerețe, responsabilitățile sunt reduse. Cei care nu sunteți căsătoriți, plătiți curentul electric acasă? Nu, nu plătește tati? N-aveți tată? Taxele, mă rog, datoriile, cine le plătește? Voi sau părinții? Ei, după ce vă căsătoriți, vreau să vă spun că o să le plătiți voi. Sunt foarte multe oportunități pe care le ai când ești acasă la mame și la tati. Nu, în general, nu prea te îngrijești de nimic. Și dacă te îngrijești de ceva, există mult scandal din partea lui mama care încearcă să pună presiune pe voi. Încă ceva este o dedicare totală în interes personal. Tot timpul ți aparține ție. Și în general îl cam pierzi. Când o să ajungi la vârsta mea, o să regresi ca și mine că l-ai pierdut. Resursele sunt mai mari. Instruirea și asistența părinților îți stă la dispoziție în funcție de cât înțeleg și părinții, cât pot, cât au. Dar sigur, tinerețea are și riscuri. Unul dintre riscuri este dezlănțuirea pasiunii. E o vreme a explorării. Când vezi prima oară cascada Niagara, te apucă niște fiori. Dacă o vezi a doua oară, nu te mai apucă nimic decât plictiseala. Pentru că noi suntem curioși până la prima vedere. În general, omul vrea să aibă ce nu are. Pentru că ce simți prima oară în relație cu un lucru, a doua oară nu mai simți. De aceea există legea insuficienței permanente, care spune așa, ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine. Tocmai de aceea, cine ia o fată de mână astăzi, mâine o pupă. Și poi mâine o ia de după gât. Răspoi mâine, o să-i pun mâna pe picior. Și după aceea o să încerce să facă alte lucruri. Dacă n-ar fi luat-o de mână, n-ar fi putut ajunge acolo. Primul pas e cel mai periculos. În 2016 m-am oprit să mai beau cafea. Am avut o experiență neplăcută și doctorul mi-a spus să fac mai multe schimbări. Și singura pe care am făcut-o a fost să mă opresc de la cafea. Și mi-am dat seama că dacă eu îmi spun mie, mă, tu nu mai bei cafea niciodată, sună foarte sinistru, așa condamnat la moarte. Și m-am gândit să o îndulcesc și am zis așa, domnule, tu nu mai bei prima cafea. Nu mai bei prima cafea. Și până astăzi n-am băut prima cafea. Și în continuare mă țin să nu beau prima cafea. Dacă o să beau prima cafea, se rupe filmul și după aceea o să încep din nou. Că totul este aici. Noi avem în cap mai multe mecanisme. Unul dintre ele se numește sistemul limbic.
care se ocupă cu organizarea plăcerii. Vă puteți da seama că Dumnezeu, când ne-a creat, a pus în mintea noastră un aparat, ca un aparat de cafea, dacă îmi permiteți comparația destul de ridicolă, și se ocupă cu să-ți dea senzația de plăcere. Adică să fii fericit, că altfel ai fi acroșă. Dar din capul tău, un aparat pe care l-a pus Dumnezeu acolo fabrică plăcere, dar folosește câteva substanțe. Ei, dependențele se creează imitând acest mecanism al lui Dumnezeu. Și în felul ăsta, substanțe, masturbare, pornografie, substanțe, țigări, droguri și altceva, toate devin dependențe pe scheletul, pe structura sistemului limbic, care Dumnezeu l-a așezat acolo ca să simțim plăcere, satisfacție de viața noastră, să trăim bucuroși, nu acri și amărâți. Un alt risc al tinereții este absența dezvoltării caracterului. E adevărat că n-am avut un sistem în familie care să îmi impună tata, mama, bunica mea, o femeie, o bătrână oarbă, n-a avut niciun control asupra mea și am avut o copilărie liberă ca cel mai liber om. Dar când m-am făcut mare, mi-am dat seama că toată libertatea asta însemna să nu mă duc la școală, să-mi petrec copilăria pe tractoare, că am avut pasiunea să conduc și ce era să conduc decât tractor. Și o mare parte din copilăria mea mi-am petrecut-o pe tractoare. Aram era cel mai simplu. Puneai o roată în șleaul ăla și asta a fost până astăzi una dintre marile mele pasiuni. Dar când am ajuns la 21 de ani și m-am căsătorit, pur și simplu mi-am dat seama că lucruri pe care ar fi trebuit să le învăț, să le practic până la vârsta aia, nu le-am făcut, că n-am avut un tată care să mă constrângă, că cine nu se lasă convins va sfârși să se lase constrâns. Și în raport cu părinții și în general în raport cu autoritatea și cu Dumnezeu e la fel. Dumnezeu a zis lui Iona, du-te-mă la Ninive. Și ăsta nu s-a dus. N-a vrut să se lase convins, dar până la urmă a ajuns în burta la un pește, era să moară acolo sufocat și prăpădit și a început să se roage, a dat pocăința peste el și n-a mai nimerit să iasă de acolo. Până la urmă a ieșit, pocăi nevoie mare. Dumnezeu constrânge pe oamenii care nu se lasă convins. Și am vrut să vă spun că n-aveți de ales. Ori convins și ori constrâns, tot acolo ajungeți. Ar fi puțin mai onorabil să ajungeți pe prima variantă decât pe a doua. De asemenea, cultivarea prieteniilor nesănătoase. Sigur că ăsta e un risc al vieții, nu al tinereții, dar în mod special este al tinereții. Pentru că la vârsta asta aveți foarte multă încredere în oameni și sunteți idealiști. O să vă vindecați de idealismul ăsta când viața vă va arăta cât de urâți și de nedrept sunt oamenii. Ascultați-mă, dragii mei. Dintre toate ființele făcute de Dumnezeu, omul este cel mai rău. Omul este cea mai rea ființă. Dacă te întâlnești cu un tigru sau leu și e foame, ai încheiat. Dacă nu e foame, n-ai încheiat. Te lasă în pace. El te mănâncă doar dacă e foame. Dacă nu, el nu te omoară ca să fii mort fără să te mănânce. Pentru că leul nu știe să facă rău, el știe doar să mănânce. Și dacă l-ai prins flămând, ai avut noroc. E, dacă te întâlnești cu un om, n-are importanță dacă e foame sau nu. Ăsta te miștocărește, își bate joc de tine, vrea să-și demonstreze superioritatea, puterea, controlul, te prostește și nu vreau să intru în detalii. Omul e o ființă rea. O să vă convingeți de lucrul ăsta așa cum m-am convins și eu. Și eu tot om sunt. De fapt, noi toți suntem tot oameni, tot din regnul ăsta facem parte. De asemenea, neascultarea de părinți este încă o problemă care la vârsta asta trebuie să o gestionăm cu... Apropiindu-ne de fete și băieți, aș vrea să spun că fetele au mai multe riscuri într-o prietenie, pentru că, în general, prietenia e limitată și orice limită e deranjantă. La vârsta asta eu încerc
să nu mai mănânc două lucruri dulci, ci numai unul. Fiind pastor, stau prezent în sărbătorile oamenilor și în necazurile lor și peste tot se mănâncă și într-o parte și în alta. Și am acces la multe prăjituri. Și pentru mine prăjitura este... Nu există în limba română cuvânt să definească dulceața prăjiturii. Și mi-am dat seama că mănânc până mă satur și după aceea mă apucă pocăința. Doamne, dar cum am putut să mănânc așa ca un spart atâtea prăjituri? Și până la urmă am ajuns la angajamentul cu mine să mănânc o singură prăjitură din fiecare fel. Dacă sunt mai multe feluri. Dacă e un singur fel, tot una. Și mă duc cu farfuria, îmi pun o prăjitură, dacă e de un singur fel, și mă apuc așa o melancolie, o tristețe, și am mari probleme să mănânc doar una. E un lucru atât de banal, un om de 60 de ani, să nu poți tu să te înfrânești de la o năcăjită de prăjitură să-ți trebuiască mai multe. Dar dacă aici există probleme, dar ce să faci cu lucrurile complicate ale vieții? E, noi toți suntem la fel. Suntem niște oameni conduși de poftă, o poftă pe care trebuie să o învingem. Iar aparatul de învingere trebuie să fie mai puternic în intensitate decât intensitatea poftei. Și asta nu e simplu deloc. Trebuie să producem putere, nu glumă. Dar responsabilitatea de a fi fată. Vreau să vă spun că atâta calitate cât ai ca fată, atâta calitate vei avea ca soție. Băieți, ascultați-mă, dacă vreți o soție bună, luați-vă o fată bună, că o fată rea nu poate să fie o soție bună. Nu te duci la piață și își cumperi gâscă și până acasă se transformă în rață. Nu, asta nu s-a întâmplat niciodată. Dacă te căsătorești cu o fată rea sau fetelor, dacă acceptați în viața voastră un băiat rău, în speranța că se va schimba, știți ce se va schimba? Doar vârsta, atât. Restul nu se schimbă nimic. Eu am crezut că pot să o controlez pe soția mea. Avea 16 ani când ne-am căsătorit. Și eu 21. Și știți cât am schimbat-o? 0.0. 0.0. S-a schimbat cât a vrut ea. Nu poți să schimbi pe nimeni, mă, omule. Tu ai probleme să te schimbi pe tine, dar pe altul. Cum să mă schimbi tu pe mine? Păi cine ești tu să mă schimbi pe mine? Crezi că eu mă las? Bineînțeles că nu mă las. Vrei să trăiești în locul tău și în locul meu și eu în locul nimănui? Cum să mă las condus eu de ideile tale? Dacă ai idei, practică-ți-le. Ei, dacă vreți o fată într-un fel, căutați fata aia în felul ăla. Să nu credeți voi că puteți să o luați în orice fel și după aceea schimbați voi. Ăsta nu e motor pe care să-l segmentezi. Un om rămâne așa. Vă știți că personalitatea unui om este formată din câteva componente. Primul component este genetic, temperamentul. Cu cele patru, cea mai simplă explicație, coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. A doua componentă este una dobândită, nu-i genetică, e caracterul. Asta e diferența dintre temperament și caracter. Temperamentul nu se schimbă nici când ești botezat cu Duhul Sfânt, nici când te pocăiești, nici când ești ordinat ca păstor sau președinte de cult. Pentru că prin toate experiențele vieții, dacă ai ochii albaștri, cu ochii albaștri mori. Asta este aspectul genetic. Ai o genă care face ochii albaștri și orice faci în viață, dacă stai în Australia, America sau în România, tot ochii albaștri ai. Și cu ei albaștri o să mori. Asta se numește temperament. E țapăn. Așa te-ai născut, astea genele, predispozițiile astea le vei avea întotdeauna. Caracterul este elementul format și dobândit prin repetiție. Se numesc automatisme comportamentale. Înveți să fumezi pentru că încep cu prima țigare. Nu cu primul fum, nu cu prima țigare. Tragi odată de poftă și după aceea tragi toată viața de nevoie. Asta este caracterul. Și al treilea element al personalității sunt aptitudinile. Unii au aptitudini spre sport, sunt mai sportivi de felul lor, unii au aptitudini spre muzică, spre artă în general, spre desen. Îmi place să desenez, dar n-am mână de desen, nu-mi iese nimic. Îmi place să joc tenis de masă și nu știu cum fac că dau mingea tot afară.
și mă concentrez cât pot de mult și tot afară se duce. Și alții, așa în glumă, numai unde trebuie o dă. De ce? Are un fel de desteritate, un fel de dar, s-a născut cu chestia aia pe care eu nu o am. Îmi place foarte mult muzica și aici undeva se termină, adică nu se termină, încep toate problemele mele. Eu folosesc microfon din ăsta în biserica unde sunt eu și odată l-am uitat deschis și la stație era un om care a uitat și el că e deschis și oamenii care nu știu să cânte, cântă tare. Adică n-ajunge un defect și trebuie să mai fie și al doilea prezent. Și m-a apucat harul și bucuria și cântam, ne închinam cu biserica și am început să, pentru că în inima mea eram foarte bucuros, totul s-a exteriorizat prin niște țipete mari. Și toată lumea se uita la mine și eu nu știam de ce se uită oamenii la mine așa insistent. Și dintr-o dată am început și eu să aud că se aude un fel de voce care hoinărea peste tot prin repertoriu muzical. Și ăla eram eu. Haideți să revenim. Atunci când vorbim despre fete, ele și asumă mai multe riscuri, pentru că, cel puțin cultural, fetele ies pe locul 2 dacă fac prostii. Bunica mea spunea că un băiat și, cred că își ridică pălăria, își pune pălăria la loc, nu știu cum, și e ok. Dar nu se vorbește de virginitatea unui bărbat, nu rămâne niciodată însărcinat. Aproape că cultural e permis ca un bărbat să facă lucrul ăsta, dar o fată nu, o fată e condamnată să fie cu minte. Altfel e numită într-un fel dacă nu e cu minte. Încă un lucru important. Gândiți-vă la lucrul ăsta, fetelor. Pe o fată o reprezintă îmbrăcămintea, pe un băiat nu. Vă mai aduceți aminte de Proverbe, capitolul 7, era îmbrăcată ca o, știe cineva? Cu voce tare, ca o curvă. O femeie poate fi numită curvă, iertați-mă, vă rog să frumos să-mi permiteți, e real, numai că e greu de auzit și mie mi-e greu să spun. O femeie, în funcție de cum se îmbracă, poate fi numită curvă, doar după îmbrăcăminte, dar un bărbat nu poate fi numit curvar după îmbrăcăminte. Nu. Înțelegeți ce vreau să spun? Când un bărbat e curvar, îmbrăcămintea nu-l dă de gol în niciun fel. Când o femeie umblă cu prostii de genul ăsta, îmbrăcămintea se asociază foarte bine cu ea. Întotdeauna aș vă arăta piciorușile că ăsta e reclama. Dacă nu vrei să vinzi nimic, de ce faci reclamă? În sfârșit, nu vreau să vorbim despre chestia asta. Am vrut numai să spun că fetele, la capitolul morală, spiritualitate, au mai multe restricții. Viața lor este mai exigentă. Dar lăsați-mă să spun și chestia asta. Multe am eu de spus. Ați observat că fetele se maturizează foarte timpuriu, aproape că se nasc mature, în timp ce băieții se maturizează mai târziu. E adevărat că și când se maturizează, nu se încurcă. E adevărat că nu se maturizează chiar toți, aveți grijă să nu vă căsătoriți cu unul dintre ăștia. O fată de 8 ani, 9 ani, 10 ani, 12 ani, poți să îi încredințezi să aibă grijă de un copil câteva ore. Le-ați observat că ele sunt foarte responsabile de mici. Pe lângă mama, cu gând să facă ceva, să imite, să... Un băiat de 8 ani, să-i lași un copil, sau de 10 ani, sau de 16 ani. Hai să nu fiu răutăcios, de 18 ani. Nu merge. Băieții trebuie să treacă prin două experiențe ca să se maturizeze. Unu, să muncească, să aibă un job, și doi, mai ales ăsta, să se căsătorească. Fetele au cheia de la cutiuța cu responsabilitate. Deci când te-ai căsătorit, fata asta te va ajuta să devii responsabil. Dacă nu, îți va sta în cap, așa ca o, nu știu ca ce să spun, ca o curcă și nu te va lăsa până nu te vei maturiza. E foarte complicat să te însori dacă nu te-ai maturizat.
Pentru că fata își va pierde admirația față de tine. Își va da seama că ea a devenit mama ta, care va trebui să continue ce nu a terminat mami acasă, și își va pierde admirația, iar tu îi vei spune că tu ești bărbat și ești șeful casei și ea trebuie să fie supusă și ei nu îi va veni să creadă că tu îndrăznești să spui treaba asta. Că după ce că e așa cum e, mai vrei să fii și căciulă. Un bărbat este obligat să se maturizeze înainte să se căsătorească, pentru că altfel domnișoara își va pierde respectul. Și în general, când îți pierzi admirația și încrederea într-o persoană, nu ți-o mai recâștigi niciodată. Să știți că ăsta este unul dintre marile motive pentru care bărbații se simt umiliți de soțiile lor. Pentru că el simte că ea nu mai are încredere în el, el vorbește singur. Pentru că ea nu mai dă niciun preț pe ce spune el, că e matur ca un copil. Ajunge ea să spună, bă, mai spală-te, mai schimbă-ți ciorapii, trezește-te, mă, omule, mai du-te, mă, și tu pe la lucru. Dar nu-i normal ca o femeie să-i spună unui bărbat căsătorit. S-a căsătorit prea devreme băiatul ăsta. E bine, fetelor, să vă gândiți și la asta, nu doar la mașini, la bani, la mușchi. E bine dacă aveți pretenții de genul ăsta, să țineți cont de ele la vremea potrivită, că după ce v-ați împodobit prin căsătorie, I'm sorry, se mai poate face nimic, decât să țipați la el și el la voi. În sfârșit, vă spuneam că o să zic câte ceva despre riscurile fetelor. Primul dintre ele este disponibilitatea exagerată. Acum o să fiu un pic răutăcios. Fetele foarte frumoase devin răsfățatele sociale, că au alternative. Dar nu toate fetele sunt foarte frumoase. Toate sunt frumoase, dar nu toate sunt foarte frumoase. Și cele care nu sunt foarte frumoase au privilegii mai puține. Și atunci, simțindu-se în spate că nu mai au pretendenți de căsătorie, lasă garda din ce în ce mai jos. Pentru ca să aibă și ele acces până la urmă la căsătorie. Și în felul acesta devin disponibile într-o manieră exagerată, devin ieftine. Recomandarea mea este să vă încredeți în Dumnezeu și să nu lăsați prețul jos. Pentru că Dumnezeu are pentru fiecare fată de pe fața pământului, indiferent cum arată ea. Nu vreau să dau exemple, pentru că unele dintre ele ar fi ofensatoare, dar eu am două fete și un băiat, așa cum vă spuneam la început. O fată e mai într-un fel, o fată e în alt fel, dar amândouă s-au căsătorit, amândouă sunt fericite. Nu confundați succesul vostru în viață cu kilogramele voastre, deși dacă puteți să faceți ceva, încercați să faceți. Dar să nu credeți că succesul aparține neapărat kilogramelor, nu unui număr de kilograme. Nici al felului în care arătați neapărat la față, sânii și toate celelalte componente. Să nu credeți asta. Asta este o chestie de suprafață, dar nu-i reală. În esență, nu așa stau lucrurile. Deloc nu stau lucrurile așa. Numai că lucrul ăsta îl învățați de obicei puțin mai târziu și căsătoria are loc înainte. 2. Nu încercați să reabilitați un băiat rău. Nu confundați căsătoria cu pocăința și cu corectarea socială. Nu încercați să corectați băieți. Adică, mi s-a lipit inima de băiatul ăsta, e un derbedeu, dar eu o să stau lângă el și o să-l fac băiat de treabă. Ascultă-mă, tu nu ești Iisus Hristos să faci băieți de treabă. Dacă maică-sa n-a reușit cu el până acum și e mai în vârstă decât tine și are mai multă experiență, cum îți imaginezi tu că tu o să reușești? Nu crezi că ar trebui să-ți vezi de treaba ta? Eu zic să te lipești de un băiat de treabă, că de asta ai tu nevoie, nu de individul ăsta. Lasă-l pe Dumnezeu să-l schimbe. Că există riscul să nu se schimbe și atunci te-ai prăpădit. O să ai o viață vai-vai. Apoi, riscul perfecțiunii, pentru că fetele sunt foarte responsabile, ele devin perfecționiste. Și cei care sunteți căsătoriți, știți cât de perfecționiste pot deveni femeile. Apoi, riscul încercării, sau haide să le scurtez, riscul ipocriziei. Riscul ipocriziei. De ce spun asta? Nu încerca să impresionezi, nu încerca să te dai drept alta.
Oamenii când își vor da seama că nu ești tu aia, ci doar un rol al tău, te vor disprețui și vei pierde totul. Fii naturală. Nu încerca să controlezi ce nu poți controla. Pricepe principiul ăsta. Controlează tot ce poți controla. Chiar dacă te culci la 3 dimineața. Dar ce nu poți controla, nu încerca să controlezi. Pune-le în mâna lui Dumnezeu și culcă-te liniștită la ora 10. Riscul necunoașterii băiatului. Tinerii se îndrăgostesc și pentru că s-au îndrăgostit se căsătoresc. Eu vă sugerez să nu vă căsătoriți pentru că v-ați îndrăgostit. Căsătoriți-vă după ce ați făcut probe și cercetări cu deamănuntul, vorba lui Luca. Luca care atunci când scrie Faptele Apostolilor spune: după ce am făcut cercetări cu deamănuntul prealesului Teofil, acum am calitate să scriu cunoștință de cauză. Regizați situații în care îl puneți pe băiat în tot felul, dar intenționat îl puneți în tot felul de situații să vedeți cum se comportă. Și băieți, faceți lucrul ăsta, faceți același lucru. Fetelor, țineți minte, un băiat nu are altceva în cap decât sex. Așa e el făcut. Băiatul are substanțe chimice în cap care generează inițiativă. Băiatul cere prietenie, băiatul cere logodnă, băiatul cere căsătorie și băiatul inițiază acte intime în căsătorie în calitate de soț, nu femeia. Femeia, vă aduceți aminte care e rolul lui? Eva să fie expusă. Dumnezeu a expus-o și Adam s-a uitat la ea și a spus: da, ok, vin-o cu aici. Ea doar se expune, de-aia se împodobesc fetele, se fac frumoase foc, pentru că ele se expun, se arată. Iar băieții sunt cei care inițiază. Băieții au substanțe inițiatoare. Un bărbat e stimulat prin vedere, fetelor. Un băiat, vă aduceți aminte ce spune Hristos, Matei 5,27. Știți ce spune Matei 5,27? E scris, adică în Vechiul Testament, să nu prea curvești, versetul 28, dar eu vă spun, dacă cineva se uite la o femeie ca să o poftească, știți cine poftește prin vedere? Bărbații. Și bărbații cred că și femeile sunt tot la fel de sexuale ca și ei, dar nu e adevărat. O femeie aleargă toată viața după iubire, iar un bărbat după, nu știu cum să folosesc, ce cuvânt să folosesc, sex, hai să zic, folosesc intimitate. Hai să cum facem convenția asta. Bărbații aleargă după intimitate. Și există un business. Bărbații oferă iubire ca să primească intimitate. Femeile oferă intimitate ca să primească iubire. Numai că iubirea bărbaților ține cât intimitatea. E destul de nemiloasă treaba asta. Eu am exagerat un pic, dar să știți că nu mult. O să vedeți prin propria voastră experiență. Viața din mintea voastră nu știu dacă are corespondent în realitate. De aceea încercați să vă aplecați mai mult. Mai lăsați-l pe domnul Google, că prea multă atenție îi dați. Mai încercați să stați de vorbă și cu oameni reali, nu numai cu poze și cu FB. Riscul mângâierilor. Eu vă recomand să nu vă lăsați mângâiate. De ce? Mângâierea este cifru de la decodarea, de la dezactivarea sistemului vostru de alarmă. Un băiat se stimulează când vede. Dacă un băiat vede niște picioare mai aranjate sau niște sâni, buze, ochi în funcție de gusturile lui, într-o clipă e gata pentru relația interzisă. Prin vedere, el într-o fracțiune de secundă, hormonii au făcut niște fum galben și gata, e gata. O femeie nu-i gata deloc. Ea stă liniștită, se uită la ăsta. Ce ai, mă? Dar ea acceptă să fie mângâiată. Pe corpul ei sunt senzori ca la cel mai nou Mercedes care a apărut acum sau urmează să apară într-o 100 de ani. Și dacă se lasă mângâiată în zonele alea, sistemul ei de alarmă se va declanșa. Asta se numește preludiu când te căsătorești. E nevoie de preludiu la soție, nu la soț. La el preludiu e veșnic. El n-are nevoie de preludiu. El s-a născut cu problema asta rezolvată. Ei, când veți prieteni cu un bărbat, cu un băiat, să nu-l lăsa să vă atingă. Și eu știu că par ridicol. Dar începeți prin a nu-i permite să vă țină de mână. Pentru că dacă puneți limita asta, nu mai e nevoie de nimic. Dacă nu o puneți pe asta, o să fie nevoie de multe lucruri. Spuneți-i doar, eu vă recomand să luați o foaie de hârtie și să puneți pe hârtie următoarele cuvinte. Dragă individule,
Eu te iubesc, am intenția să mă căsătoresc cu tine, mi-ai câștigat încrederea, inima, te văd un băiat potrivit pentru mine, însă vreau să facem amândoi astăzi un legământ, înainte de nuntă. În perioada de prietenie și de logodnă, am pretenția să nu mă atingi fizic, să nu pui mâna pe mine deloc și niciodată. Dacă totuși o să faci asta, am să îți aduc aminte o dată sau de două ori să te ții de cuvânt. Și dacă o să-mi dau seama că tu nu te poți ține de cuvânt, atunci îți promit acum că o să rupem orice relație și o să rămânem doar colegi de planetă. Și am să spun de ce. Dacă tu nu te poți abține cu mine să fii cu minte, cum o să te abții cu colega ta cu care o să fii 30-40 de ani colegi? Și n-am chef să trăiesc un curvar lângă mine. Vreau să-mi demonstrezi că te poți abține. Îți dau 6 luni, n-am până ne căsătorim sau cât o fi, ăsta este timpul tău în care îmi câștigi încrederea. Altfel, o să cred că cu toate fetele cu care le prinzi pe undeva singure, tot asta faci. Și nu vreau să trăiesc înspăimântat așa că vrei tu. Știu că vi se pare că eu glumesc. Dar nu glumesc deloc. Nu glumesc absolut deloc. În general, fetele sunt persoane foarte miloase și uneori au motive greșite să se căsătorească, să prietenească și să se căsătorească. Unul dintre motive este mila, obligația, vrea să scape de taică-sa și de maică-sa, care sunt niște oameni puțin mai diferiți. Alteori vrea să se răzbune pe fostul prieten și să căsătorește repede cu altul să-i facă în ciudă. Deci nu știu cui îi face în ciudă, ție sau lui. Sau multe alte motive de genul acesta. Atunci când îți propui să intri într-o relație de prietenie inițiată de băiat, gândește-te de ce ai nevoie de prietenie. De ce accepți tu să devii prietena la un băiat? Ai nevoie să te pupe cineva și nu te mai pupă maică-ta bine? Iertați-mă, să mă suferiți, vă rog frumos, n-am nicio intenție să devin ironic. Încerc numai să ajung la inima voastră. Trebuie să definești care e motivul pentru care tu o să devii prietena la un băiat. Trebuie neapărat să-ți definești intențiile, să-ți definești scopul, obiectivele. Un scop are mai multe obiective. Scop și obiective la plural. Care ți-e scopul? Există un singur scop pentru a intra într-o prietenie, căsătoria. Dacă nu ai scopul prieteniei, nu ai scopul căsătoriei, că ești prea mică ca vârstă, de ce probezi, mă, fată, pantofi dacă nu vrei să-i cumperi? O să se enerveze vânzătorul. Dacă nu ești de căsătorie, de ce îți trebuie prietenie? Ce vrei să faci cu treaba asta? Mai ești și creștină. Apoi, asigură-te că e motivată de dragoste, nu de împlinirea unor interese din partea băiatului. Întotdeauna băiatul, ține minte ce-ți spun, eu-s băiat. Întotdeauna un băiat, una dintre cele mai mari priorități ale creierului unui băiat este intimitatea. Mai aduc încă o dată aminte în paranteză că vorbesc despre sex. De aceea, nu confunda dragostea cu pasiunea. Pasiunea e un hormon. Dragostea e o alegere. Hei, pasiunea este un hormon. E independent de alegere, nu-l alegi, asta nu alegi. Cum nu alegi să vezi decât, dar nu e bun exemplu, că alegi să vezi în sensul că închizi și deschizi. Dar dacă ți-i ochii deschiși, nu poți să alegi să vezi și să nu mai vezi. Pentru că e un mecanism care vede indiferent de voința ta. Așa e hormonul acesta, al îndrăgostirii, al pasiunii. Îndrăgostirea e o pasiune. Dar dragostea este o alegere. Dacă n-ar fi o alegere, cum ar fi spus Hristos, iubiți-vă vrăjmași? Că nu simțim să iubim. Dar putem alege să iubim, nu? Chiar dacă avem resentimente față de ei. Putem alege să, dar de simțit să, nu simțim, împotrivă simțim altceva.
Încercați să aveți o confirmare din partea conștiinței, din partea părinților și din partea lui Dumnezeu. Astea vă vor da un pic de liniște că sunteți pe un drum bun. Dacă mami nu-i de acord, crede-mă, mami e un mic înger. În ultimii vreo 10 ani am dezvoltat o admirație foarte mare pentru mame. Și asta a plecat de la soția mea. Are o intuiție absolut miraculoasă. Când eram mai tânăr și îmi spunea, întâlneam cu un om, intra în anturajul nostru și îmi spunea, să ai un pic grijă de omul ăsta, că ceva nu-i bine cu el. Și o întrebam, îl cunoști? Nu. L-ai mai văzut vreodată? Și nu, în viața mea. Și atunci, de unde până unde îmi spui tu să am grijă de el? Ce argumente ai? Și n-am niciun argument. Atunci lasă-mă în pace. Și bă, omule, așa simt. Ia lasă-mă în pace cu simțirile tale. Știți ce simte un bărbat? Nimic. Bărbații nu simt. Ei sunt în zona cognitivă. Femeile sunt în zona afectivă. Ei, când o femeie simte ceva, să-ți scoți sabia, că 9 din 10 e acolo un pic de adevăr. Ele au o intuiție care nimeni nu știe niciodată cum vine asta. Dar să știți că intuiția lor le-a dat-o Dumnezeu ca să nu fie exploatate și manipulate. Am să vă dau un exemplu și toate fetele de aici vor ști că am dreptate. Dacă bărbații nu sunt de acord cu mine, vor fi. Ești în tramvai. O fată citește și tu ești aici. Ea citește și ea simte când tu te uiți la ea. Atenție! Ea simte și dacă te uiți cu intenție sexuală. O femeie simte dacă te uiți la ea cu scopul ăsta. Nu știu să vă spun cum simte, că n-am fost niciodată în papuși de damă, dar știu că simte. Femeile sunt niște ființe extrem de complexe. Dumnezeu le-a făcut în felul ăsta. Nu înseamnă că sunt mai capabile sau mai incapabile. Sunt diferite de bărbați. Evident că sunt diferite. Când prietenia este prea lungă, știți care e scopul prieteniei? Să vi se confirme că e bine pentru voi ăsta sau vă luați negri pantofii. Am poți să te gândești, doi amă, fată, să-ți cumpere o pereche de pantofi, mai lasă-mă în pace. Otărăște-te odată, cât timp îți trebuie să probezi o pereche de pantofi? O jumătate de zi? O să râdă vânzătoarea de tine dacă stai, dar lasă-o să râdă, măcar ești sigură că nu sunt mici sau mari. Da, bă, nu poți să stai mai mult o jumătate de oră, o jumătate de zi în prăvălie să probezi pantofi. E, prietenia are rolul să probezi, ăsta e rolul. Adică să primești în conștiința ta confirmarea că ăsta e sau asta e. Mami și cu tati și ei să fie în zonă și de la Dumnezeu, în zona ta spirituală, să primești confirmarea aceea, validarea aceea că ăsta sau asta este. Dar după aceea, ce stai lângă el în calitate de prietenă sau logodnică să te ispitească? Mai bine te căsătorești și nu mai ai nicio ispită. Sigur că vor veni altele de altă natură, da? Măcar sunteți amândoi, nu ești singură sau singură.